Sala Casei de Cultură din Năvodar a fost arhiplină la cea de-a 11-a ediție a zilelor școlii Grigore Moisil din localitate. Elevii școlii Eco au reușit printr-un spectacol să transmită celor prezenți diferite emoții. În schimb, au fost răsplătiți cu ropote de aplauze. Avem o festivitate de deschidere foarte multe numere, după care vom pleca la școală, unde vom avea activități și concursuri dedicate acestei zile frumoase pentru noi, în care sunt angrenați aproape toți copiii din școală. În cadrul evenimentului, elevii care au obținut rezultate excepționale la concursurile și olimpiadele școlare au fost premiați cu ajutorul Consiliului Local și al Primăriei Năvodari. La mulți ani, Grigore Moisil, este ziua unei școli deosebite pentru noi cei din primărie, este școala Eco. Suntem alături de școala Grigore Moisil, de toate școlile din Năvodari. Suntem și din punct de vedere administrativ, dar și sufletește alături de acești copii. Fiind 12 iunie, vreau să le urez și vacanță plăcută tuturor copiilor din Năvodari. Școala numărul 2 Grigore Moisil din Năvodari împlinește 31 de ani de activitate.